încredere în ei și ei în voi. Știm, sunt niște persoane extraordinare. Să nu aveți încredere în Andrei pentru ce a făcut ieri, nu știu de ce a ținut cu el. A fost jale, pe Robert l-au condamnat pentru că... Da. A dat atunci cu pumnul și a spart geamul și în canapea, exact, dar Robert nu s-a vărsat energii pe nimeni cum a făcut Andrei și l-a scuipat și l-a înjurat pe Bogdan în ultimul hal. Nu trebuia să facă așa ceva, deoarece într-o emisiune televizată nu se face așa ceva. Atunci când a făcut cu tine și te-a înjurat, sau, nu a fost atât de grav cum spun toți de Robert că e violent. Da. Dacă Robert la faptele lui a fost violent, atunci Andrei pentru ce a făcut, cum a fost? Când a ieșit din baie și Bogdan n-a mai spus nimic și a aruncat să dea și să se bată. Am emoții foarte mari. Am sinergii maxim. Mulțumim. Și... stați liniștită, o să încercăm să facem tot posibilul. Oricum, e bine că noi am văzut acum cum stau lucrurile. Nu vă mai certați cu bunica, deoarece bunica are dreptate. Chiar dacă a făcut fapta aia, nu trebuia. Și încearcă să vorbești cu Marianita și să-i spui, chiar dacă bunica e uneori mai nervoasă, nu cred că îi dorește răul. Și Marianita să fie de partea tinei, pentru că singura din casă care s-a dovedit ai fi o prietenă a fost Tina și Marianita. Să-i spuneți la Constantina și la Rei să nu mai țină apărarea la Grigore și Mariana, să aibă încredere în el, în Mariana nici de cum, că și când a fost faza cu torturile și ciocolata... Când v-ați dat voi punctele atunci, ei ori spus că ce, că nu-i drept. Dacă era o prietenă adevărată și cum a susținut că suferă din cauza lui Constantina, trebuia să tacă, măcar din respect, pentru că i-a fost inaproape. Da, fiecare și... cum și așteaptă așa doarme, cam așa e aici. Exact. Da. Nu comentați ceea ce nu vă privește. Pa, asta o să facem. Degeaba încearcă Andrei să bagi atunci râcă între voi și Oana, că a făcut Oana gestul. De acasă să vede că nu a fost nimic deplasat. Încercați să nu vă dați cu părerea despre alte cupluri dacă nu sunteți voi implicați. Chiar nu ne mai interesează. Pentru că nu aveți de câștigat nimic. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Vă las mai intre și alții. Ok, să rămână. La revedere. Pa, pa.